Să fie slăvit Domnul! Fraților și surori, din textul din Ioan, capitolul 7, aș vrea să împărtășesc cu voi gânduri din partea Domnului referitoare la darul însetării după Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem acest lucru, mai ales dacă vom parcurge capitolul 7 din Ioan și să realizăm că versetul 37 la 39 este un fel de cuvânt de aur al acestui text din Ioan, din capitolul 7. Și aici vorbește Biblia despre darul însetării după Dumnezeu. Acum, fraților și surori, chiar din punct de vedere fizic, însetarea este un dar pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia dintre noi. Gândiți-vă, ce s-ar întâmpla să pornească un avion de pe un aeroport și pe parcurs, sau poate înainte, să-i fie defect sistemul acesta de citire al nivelului combustibilului? S-ar întâmpla o catastrofă. Dacă în lumea aceasta fizică și materială se întâmplă catastrofe din cauza că nu există un indicator acolo undeva, al nivelului. Uite că și în lumea fizică, dacă ar fi ca Domnul să îngăduie în lumea asta o lovitură așa peste cineva, să nu aibă darul însetării. Și la urma urmei, darul însetării este un dar al durerii. Și durerea este un cadou pe care Dumnezeu ni-l face, să știți lucrul acesta. Pentru că fără durere noi ajungem până la urmă paralizați și nu mai știm nimic din ce înseamnă realitate și putem să ajungem morți, nu numai fizic, și spiritual. Și atunci când Dumnezeu ne aduce însetarea aceasta, ne dă darul acesta divin, noi trebuie să ne bucurăm. Pentru că, vedeți, era odată Pascal, omul lui Dumnezeu din Franța, secolului 17, îl căuta pe Domnul și nu-l găsea. La un moment dat s-a rugat într-o noapte și l-a găsit pe Dumnezeu, a scris pe un bilețel ceva uluitor despre focul care s-a aprins în inima lui și acel bilețel l-a cusut în haina lui. După ce a murit, a fost găsit acolo bilețelul acela, dar în memoriile lui scrie în felul următor. Zice, l-am căutat pe Dumnezeu și îl căutam și la un moment dat l-am găsit. Când l-am găsit, i-am zis, Doamne, de atâția ani te caut, de ce nu te-ai lăsat găsit de mine? Și zice, Domnul mi-a răspuns, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit și nu mai fi găsit dacă nu mai fi căutat. Eu ți-am pus dorul acesta de mine în inima ta. Observați? Darul acesta al însetării, fraților și surori, de ce să nu o recunoaștem? Există cazuri când vine peste noi un duh din partea lui Dumnezeu, să-L căutăm pe Domnul, ni dor de El, încercăm în toate părțile să ne rugăm, să alergăm la părtășie, să citim Biblia, pentru că știm că sunt perioade, o numește Biblia vremea cercetării, așa o numește perioada aceea, și sunt perioade ale cercetării, vremea ale cercetării în viețile noastre, și Domnul zice neapărat să ținem cont de El, că s-ar putea Domnul să treacă pe lângă noi. În cartea Splendorii, o carte de înțelepciune evreiască, scrie că înțelepciunea, e un comentariu pe cartea Proverbelor, pe personificarea aceea a înțelepciunii în chipul unei femei. O știți, știți textul acela din Proverbe, capitolul 8. În cartea aceasta, în Zohar, scrie că înțelepciunea trece pe lângă un om și își lasă așa o perdea pe față și o perdea în dreptul ei. Și când ajunge în dreptul omului, dă puțin doar perdeaua la o parte. Omul zărește ceva. Dacă este interesat, înțelepciunea mai vine și îi se revelează, îi se descoperă. Dar dacă nu îl interesează și își întoarce capul în altă parte, înțelepciunea pleacă și îl numește nebunule. Uite, asta zic evrei în cărțile lor. De ce să nu recunoaștem că, uite, au fost oameni care au avut darul acesta al însetării după Dumnezeu și au realizat lucruri uluitoare, uluitoare.
Haideți să ne uităm puțin în Ioan, în capitolul 7, pentru că e foarte important să plasăm acest miez din 37 la 39 în contextul textului nostru. Mai întâi îl găsim pe Hristos în familie, de la versetul 3 la versetul 9. Apoi îl găsim pe Hristos la sărbătoare, de la versetul 10 și până la 36. Hristos la sărbătoare. Vom vedea imediat ce sărbătoare era. De la versetul 37 la 39 îl găsim pe Iisus sărbătoarea, pus în ghilimele. El este sărbătoarea creștinismului, marea sărbătoare. Este o metaforă, dar e bună, e din text. Și la versetul 40 și până la final, Iisus discutat în culise. Iisus după sărbătoare, e discutat, se fac discuții mari în dreptul lui. Ori, fraților și surori, citind de la versetul 3 în jos, Iisus în familie, îmi dau seama că Iisus nu era agreat în propria lui familie. Gândiți-vă că atunci când Domnul Hristos a plecat în Ioan în capitolul 2 și s-a mutat în Capernaum, au venit și frații lui să locuiască împreună cu el, împreună cu mama lui Iisus. Ori aici în capitolul 7 se creează o scindare, o despărțire așa între părerile lor și ale Domnului. Și imediat Iisus este provocat de frații lui, pleacă de aici și du-te în Iudea să vadă și ucenicii tăi lucrările ce le faci. Du-te dacă vrei să te afișezi, arată-te lumii, să te aclame toți. Interesant lucrul acesta. Pentru că înainte el a cerut chiar satana când l-a dus pe munte și a zis afișează-te și du-te și pe acoperișul templului și afișează-te. Și acum vin frații lui și îl tachinează și e provocat în propria familie. Pe lângă aceasta, Iisus nu este crezut în propria familie, spune versetul 5, nici frații lui nu credeau în el. Apoi, Iisus este diferit în propria lui familie și el recunoaște. De la versetul 6 la 8, sunt trei perechi, eu și voi. Eu și voi, sunt trei perechi, vremea mea, dar vouă vremea, spune Domnul aici, vremea mea n-a sosit, vremea voastră totdeauna este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate ură, pe mine mă urăște, suiți-vă voi, eu nu mă sui încă la praznic. Și s-a suit Domnul, spune Scriptura, versetul 14, pe la jumătatea praznicului. Ce praznic era acesta și despre ce este vorba? Despre sărbătoare. Pentru că imediat ne uităm să vedem ce s-a întâmplat acolo. Era vorba despre sărbătoarea corturilor, o sărbătoare trasată de Dumnezeu în Levitic în capitolul 23 și la sărbătoarea asta care dura 7 zile plus încă una, erau 8 zile, ziua de pe urmă, ziua 8-a era ziua cea mare a praznicului, așa e numită în Scriptură, la această sărbătoare erau cel puțin 3 direcții în care, din punct de vedere simbolic, se vorbea. Era o sărbătoare a corturilor, după cum îi spune și numele, Sucot, corturi, și era vizat în special cortul acela care în mijlocul poporului evreu a călătorit în pustie, prin pustie. Era o sărbătoare foarte valoroasă pentru ei, pentru că avea obligația toți capii de familie să meargă la Ierusalim și să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Ori, fraților și surori, după cum tabernacolul acela, cortul, a călătorit în mijlocul poporului prin pustie, ducându-i spre țara făgăduinței. Este un cuvânt curios în Ioan, în capitolul 1, la versetul 14, unde scrie și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Verbul, în original, trimite știți la ce? La făcătorii de corturi. Adică, traducând în limbajul nostru actual, actualizând acest verset, cuvântul, adică Fiul lui Dumnezeu, Hristos Domnul, s-a făcut carne, s-a făcut trup și și-a întins cortul între noi. Adică,
la această sărbătoare a corturilor. Bineînțeles că nu mai exista cortul întâlnirii, pentru că a fost distrus în timpul lui Solomon și a apărut templul. Dar în mijlocul oamenilor a coborât cel care a venit în cort, cum spune Pavel, gemem în cortul ăsta. A venit și el într-un cort în care a putut să geamă ca și noi, să se asemene cu noi. Și cortul întâlnirii, chiar dacă nu mai exista în Noul Testament, în Noul Legământ, era împlinirea lui vizibilă în Domnul Hristos, care și-a făcut cortul printre noi, un cort pământesc, un trup pământesc, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru, sărbătoarea corturilor era o sărbătoare a apei, a apei. Era comemorată apa pe care Dumnezeu le-a dăruit-o din stâncă în pustie evreilor. Și știți ce era culmea? Foarte interesantă situația asta. În fiecare zi din cele 7 zile se cânta, se rosteau cuvinte. În fiecare zi din cele 7 zile preotul mergea până la fântâna Siloamului și atât. În a 8-a zi, în cea din urmă zi a sărbătorii, preotul lua un vas din aur, se ducea la fântâna Siloamului, lua apă de acolo, o aducea în templu și o turna pe altar. Turnând-o pe altar, în momentele acelea începeau preoții din jurul lui să cânte textul din Isaia capitolul 12, care spune versetul 3 în jos așa: veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea: lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui, cântați Domnului căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Frumos cântau ei. Ori în această din urmă zi a sărbătorii, ziua a 8-a, când toți cântau că veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii, când marele preot lua apă și turna pe altar și vorbea prin acest gest de apa care Dumnezeu le-a dat-o în pustie, dar și de apa despre care vorbește Ezechiel că se coboară de sub tronul casei lui Dumnezeu, despre Duhul Sfânt care are să vină pe pământ, s-a ridicat în mijlocul mulțimii în ziua a 8-a marele preot al lui Dumnezeu, pus de Dumnezeu peste tot pământul, și a început să strige, și este cel de-al doilea strigă din textul nostru. Chiar dacă despre Domnul Hristos spune Scriptura că nu va striga și nu îi se vor auzi cuvintele pe ulițe, uite că aici, în Ioan, în capitolul 7, există două strigăte, mai există încă unul, sunt în total 3 strigăte ale lui Hristos înainte de cruce. Și acesta este cel de-al doilea strigăt în care Domnul spune: în mijlocul vostru s-a coborât izvorul mântuirii. Voi cântați acum, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii, dar izvorul mântuirii este în mijlocul vostru. Cine însetează, și dacă însetează cineva, să vină la mine, că eu sunt izvorul mântuirii. Uite, în el era împlinită cea de-a doua condiție a sărbătorii: izvorul, apa, apa cea vie. Merge mai departe și sărbătoarea aceasta era și o sărbătoare a luminii. Era comemorat tot din trecut, preluată imaginea asta, stâlpul care i-a condus pe evrei prin pustie până în țara făgăduinței. În timpul zilei era stâlp de nor, în timpul nopții era foc, și aveau ei o legendă, o poveste evreiască, despre care spune și Pavel, de basme evreiești, în care spuneau ei că la un moment dat marele preot a aprins două candelabre mari în Ierusalim și tot poporul care era acolo, sute de mii de oameni, au fost luminați noaptea de candelabrele astea. Era o poveste de-a lor. Nu știu astăzi dacă s-ar găsi un reflector să-l proiecteze undeva pe cer și așa să revină lumina prin refracție. Nu știu. Dar era o poveste de-a lor. Pentru că ei încercau să facă legătură cu stâlpul de foc pe care Dumnezeu l-a lăsat în mijlocul celor 600 de mii de bărbați, cu femei, cu copii, cu tot ce aveau ei. Și Hristos Domnul n-a trecut decât puțin, era deja la Ierusalim,
Și după ce îl vindecă pe orbul acela în capitolul 9 din Ioan, începe să vorbească și aduce aplicația practică și zice: eu sunt lumina lumii. Sărbătoarea voastră este o sărbătoare a luminii, dar eu sunt lumina lumii. Este unul din cei 7 eu sunt din cartea Ioan, din Evanghelie. Ori, fraților și surori, știți ce e foarte interesant? Dacă mergem de la versetul 10 la 36, Iisus la sărbătoare, vreau doar așa să punctez, că vreau să mă axez pe versetul 37 la 39. Iisus la sărbătoare primește mai multe catalogări, să le spun așa. La versetul 11, Iisus era căutat, îl căutau. Dar imediat de la versetul 12 în jos, Iisus la sărbătoare este catalogat. Fraților și surori, dați-mi voie să mă leg de titlul pe care l-am anunțat. Nu există însetare după Dumnezeu. Dacă în familia ta, Iisus în familie, e o aplicație practică și foarte bună pentru noi. Dacă în familia ta Iisus e provocat, așa cum a fost provocat de frații lui. Dacă în familia ta Iisus nu este crezut. Dacă în familia ta Iisus este diferit de cei din familie, asta nu-i însetare după Dumnezeu. Și merge mai departe. La sărbătoare oamenii au început să-L catalogheze și nu este însetare după Dumnezeu atunci când tu te uiți la Iisus și spui: a, e un om bun, e un om bun. Atunci când s-a dus tânărul bogat în fața lui Hristos, știți de ce? Și mă tot miram și mă gândeam, domnule, citeam acolo. Bunule învățător, ce să fac să moștenez viața veșnică? Și Domnul se uită la el și spune: unul singur este bun, Dumnezeu. Păi stai un pic, dar tu nu ești Dumnezeu, dar tu nu ești bun. De ce vorbești așa? Știți de ce? A vrut să-i trezească conștiința acelui tânăr, să-l facă să realizeze cine stă în fața lui. Nu e un învățător bun, cel mai bun dintre învățători. El este Dumnezeu, Dumnezeu este bun. Și dacă el vrea să vină la Iisus ca Dumnezeu, atunci Iisus e bun cu el. Dar dacă vine la Iisus ca la un om bun, cum se uitau oamenii la sărbătoare, citim aici în versetul 12, noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau: este un om bun. Atât, un om bun. Dar asta nu înseamnă însetare după Dumnezeu atunci când îl considerăm pe Hristos numai un om și acesta este bun. Nu! Îl consideră multe secte și erezii doar un om și nu Dumnezeu. Doar un om bun, cel mai bun om de pe fața pământului. Dar asta nu-i ajută cu nimic, pe nimeni. Fraților și surori, mergem mai departe. Tot în versetul 12, alții ziceau, al doilea lucru, a doua catalogare, este un înșelător. Uite, Hristos nu aduce însetare în inima unui om care spune: mă, ăsta e un înșelător. Nu. Un document din epoca aceea îl numește pe Hristos Balaam. Balaam, document ebraic, iudaic. Deci asta era Balaam, care la început a fost un proroc și apoi a fost vrăjitor, așa l-au numit evreii. Vedeți? Ăsta e un înșelător, spune aici versetul 12, ultima parte. A treia catalogare în dreptul lui Hristos este un om neinstruit, versetul 15. Cum mare om ăsta învățătură, că și n-a învățat niciodată. Păi cum o avea, fraților și surori? El a creat lumea. El a fost prezent la fiecare eveniment din istoria universului nostru. El îl cunoștea personal pe Avram, a și afirmat lucrul acesta. Îi cunoștea pe proroci, cunoștea Biblia, el a scris-o, el i-a insuflat pe proroci, pe oamenii lui Dumnezeu să o scrie. Cum să nu știe el că n-a fost la o școală omenească, unde să se instruiască? Asta e altă problemă. Dar observați de la versetul 7-16 în jos că Domnul le trasează niște coordonate ale învățăturii reale și adevărate și le spune: voi, cu alte cuvinte, îmi spuneți mie că-s neinstruit, dar stați să vă spun eu care-s principiile adevărate pentru o instruire bună în cele sfinte. Întâi sursa unei învățături adevărate este Dumnezeu, versetul 16. Învățătura mea nu este a mea, ci este aceea celui ce m-a trimis, slăvit să fie El.
Al doilea principiu, trebuie neapărat să existe un discernământ spiritual prin principiul aplicării. Nu poți, frate și soră, să cunoști pe un proroc al lui Dumnezeu că e real sau e ireal. Vorbesc rău că zic ireal, că nu e adevărat. Nu poți să discerni între o predică bună și una rea, între una veritabilă și una falsă. Nu poți, dacă tu nu aplici cuvântul lui Dumnezeu în viața ta de fiecare zi. N-ai selector. Spune aici Domnul, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă vorbesc de la mine. Faceți voia lui Dumnezeu ca să cunoașteți adevărul lui Dumnezeu. Uite, principiul aplicării. Tu stai îndrept la predică, la învățătură, la cateheză, la omilie, la orice. De la versetul 18, al treilea principiu este principiul smereniei. Cine vorbește de la sine caută slava sa. Cine caută slava lui Dumnezeu vorbește de la Dumnezeu din partea adevărului lui Dumnezeu. Un predicator, un proroc trebuie să fie smerit, frate și soră. Și apoi mergem mai departe. Versetul 19, trebuie să aibă și impact predica unui om. Impactul predicii lui Hristos a fost la nivel de conștiință acolo. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Și în versetul 1 spune, iudeii căutau să-l omoare. Le-a atins conștiința. Și de la versetul 20, ei au zis, ai drac, uite, altă catalogare, ești un îndrăcit, Domnule, cine caută să te omoare? Și Domnul începe să le vorbească și le spune că baza predicării este cuvântul lui Dumnezeu. Moise v-a dat porunci, legea spune așa, voi faceți altceva. Uite ce lucruri frumoase extragem din Ioan din capitolul 7, dar este doar așa o privire de ansamblu, de survol asupra textului. Pentru că așa e de bogat textul acesta, fraților și surori, și în special Evanghelia după Ioan, încât cred că ar fi poate zile în șir în care numai să discutăm despre un verset. Mergem mai departe. Iisus este o curiozitate, o a cincea catalogare, o curiozitate, așa cum arată planta țesător. Băi, cum e planta asta? Uite, intră pe ea în genunia, cade acolo, nu știu ce. Cum arată un animal care merge și foarte curios, furnicarul merge și prinde furnici, așa mai departe. Vai de mine, acum arată narvalul, peștele ăla cu spada aici. Păi hai să văd. Iisus era o curiozitate într-un magazin de antichități în fața lor. Spune versetul 26. Nu cumva, în adevăr, cei mari vor fi cunoscut că El este Hristosul? Nu este El acela pe care caută ei să-L omoare? Totuși, iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Dar noi știm de unde e omul ăsta. Când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și iată, i-au pus eticheta. E o curiozitate. Nu știm exact cine e, dar e foarte curios omul ăsta, e cam diferit de toți ceilalți. Aici rostește Hristos primul lui strigăt, versetul 28 și 29, strigătul cunoașterii. Mă cunoașteți și mă știți de unde sunt, eu n-am venit de la mine, cel ce m-a trimis este adevărat. Își face un rezumat la tot ce a spus mai sus aici. Spune Biblia, are un al șaselea lucru, a șasea etichetă, versetul 31, îl considerau un profet, un proroc, un om al lui Dumnezeu. Dar nu este însetare după Dumnezeu când îl consideri pe Hristos doar un profet, doar un om simplu, însuflat de Duhul lui Dumnezeu. De la versetul 40 în jos, Iisus discutat în culise, în popor se discută despre mesianitatea lui. Și versetul 43 spune, s-a făcut deci dezbinare în norod. Trebuia să se împlinească ceea ce a profețit Simeon, că el va fi un semn care va stârni împotrivire. Trebuia să se împlinească. Apoi de la versetul 44 la 46 sunt iarăși discuții despre atentatul arestării. În versetul 32 spune, farisei au trimis niște aprozi să-l prindă. Știți ce-i culmea aici? Că Domnul Hristos n-a făcut nicio minune, n-a oprit soarele pe cer, n-a făcut alte lucruri extraordinare, ci doar a strigat și a vorbit.
Așa de tare i-a marcat puterea cuvântului predicii lui Hristos pe oamenii ăștia care aveau arme la ei, care aveau poate frânghii să lege, încât pur și simplu n-au reușit să facă absolut nimic, absolut nimic. Pentru că era prezent Dumnezeu acolo, slăvit să fie El. Fraților și surori, noi funcționăm foarte bine în vremea de astăzi prin imagini, așa cum spunea fratele Adi. Și vreau să vă spun o întâmplare. Eram plecat în misiune în Republica Moldova și frații de acolo ne-au dat hrană fizică, materială pentru fiecare dintre noi și au venit și ne-au dat și hrană spirituală. A venit un bătrân al bisericii și în timp ce noi mâncam, a început să ne spună din minunile lui Dumnezeu din zona lor. M-a marcat foarte mult o întâmplare care am auzit-o acolo și anume, spunea că în timpul războiului, celui de-al doilea război mondial, au venit soldații germani și scoteau din sate pe oameni și executau. Dacă exista vreo clădire mai lungă, așa, un graj sau altceva, îi introduceau pe toți acolo, dădeau foc acelei clădiri și era gata problema. Dacă nu exista așa ceva, îi duceau undeva într-un loc deschis și îi secerau cu gloanțe. I-au adunat pe toți dintr-un sat să-i ducă într-o vale ca să-i ucidă, să-i împuște. În momentul în care satul întreg, cu bătrâni, cu copii, cu toți, erau înșirați așa, cu femei, cu tot, erau înșirați să plece la locul de execuție, în fața plutonului de execuție a ieșit o fetiță de circa 12 ani. A ridicat o mână spre cer și a început să vorbească în limba germană. Și a vorbit așa de răspicat și cu așa autoritate, încât s-au speriat ofițerii care conduceau execuția. Ea a strigat așa: ordin de la marele stat major, astăzi nu executați pe nimeni. Și ăștia s-au speriat, s-au schimbat la față. Au început să o întrebe în limba germană, i-a ridicat din umeri, nu știa nimic să le spună. În momentele alea, un bătrânel a ieșit din rânduri și omul acesta, care trebuia și el să fie executat, știa limba germană și începe să le explice celor din plutonul de execuție. Fetița aceasta nu știe limba germană, dar există în cer un Dumnezeu care știe toate limbile pământului. Acel Dumnezeu a venit, a inspirat-o pe fată să vorbească ce ați auzit. Acum voi faceți ce vreți. S-au speriat așa de tare încât au zis: gata, sunteți eliberați, și au lăsat în viață pe toți. Spunea fratele ăsta bătrân că au trecut ani și fetița aceea la vârsta de 80 și ceva de ani a plecat din lume, a plecat la Domnul, era din biserică. S-a strâns la înmormântarea ei tot satul, au ieșit ciungii din casele lor, au ieșit bolnavi și au zis: mergem să-i dăm un ultim omagiu, pentru că într-o zi prin ea Dumnezeu ne-a salvat viața tuturor. Fraților și surori, acolo la sărbătoare au vrut să-L aresteze pe Hristos. Așa de profund a fost mesajul lui Iisus. Așa putere de convingere a avut, încât soldații ăștia, care n-aveau pic de milă, gândiți-vă cum schingiuiau ei pe condamnați și cum mergeau și răstigneau și le prindeau limba cu holșurub, nu știu dacă exista holșurub, cu cuie le prindea limba, spune Cicero, ca să nu mai blesteme și să facă prostii. Și ăștia care n-aveau un pic de milă stau înaintea lui Hristos. Îl aud cum predică și merg înapoi și spun: noi n-am mai auzit încă vreun om să vorbească ca omul acesta. Și imediat s-a făcut acolo o discuție mare în Sinedriu despre Hristos. Și Nicodim intervine, ceilalți închid gura și apoi pleacă fiecare acasă. Au plecat de la sărbătoare, dar cam tulburați.
Acum, fraților și surori, haideți să revenim la versetul 37 la 39. Iisus, sărbătoarea noastră. E foarte important pentru noi să-L înțelegem, pentru că Dumnezeu de multe ori, să știți, de aceea am făcut divagația asta și am o introducere așa în context, pentru că Dumnezeu de multe ori ne vorbește prin pilde și în multe feluri pildele acestea sunt tipuri, tipologii. În Vechiul Testament, Dumnezeu trimite darul însetării fizice peste niște oameni ca ei să recunoască faptul că însetează după Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Și de multe ori Domnul trimite peste noi, nu sete, poate foame, poate trimite o lipsă, poate o boală, poate altceva, ca să ne aducă mai aproape de inima Lui și să însetăm după El. Asta este tactica Lui și n-avem ce să povestim. De aceea, spuneam, am făcut o contextualizare în care să vedem că ei căutau apa și apa vie era în mijlocul lor și Dumnezeu le vorbea prin acest mobil al apei care se vărsa pe altar și al apei care era deja în mijlocul lor și era apa cea vie care coboară de la Dumnezeu din cer. Dar haideți să vedem puțin din versetul 37 în jos ce înseamnă pentru noi darul însetării după Dumnezeu. În primul și în primul rând, și asta e aplicație practică pentru fiecare dintre noi, darul însetării după Dumnezeu este un dar al iminenței, îl numim noi al iminenței, al urgenței dacă vreți. Spune aici în versetul 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Mai era o singură zi și nimeni nu mai putea să beneficieze de ceea ce Domnul a vorbit acolo. Să meargă cineva și să spună, te vom asculta altă dată, cum i-au spus lui Pavel, stai liniștit, să meargă în altă parte. Foarte rău, foarte rău. Darul însetării după Dumnezeu și ceva practic, fraților, vreau să mă duc pe coordonate practice. Atunci când la inima ta tu ai de făcut, te scoli dimineața și ai de făcut 100 de lucruri în ziua respectivă și vine Domnul și îți bate la inimă și tu ai darul să compui poezii și îți vine Domnul, mă, chiar atunci când ai atâtea probleme de rezolvat și îți aduce un vers în minte și trebuie să rezolvi totul, ce faci? Îl urmezi pe Domnul, îl asculți pe Domnul, asculți îndemnul care Domnul ți l-a dat în inimă sau îți faci lucrurile tale și spui, Doamne, hai mai târziu că te caut eu mai târziu și Domnul zice, îmi pare rău și se duce. Te scoli dimineața și Domnul îți dă un îndemn, du-te și roagă-te pentru cutare persoană, ce faci atunci? Și am cunoscut oameni cărora Domnul i-a dat îndemn special, roagă-te pentru cutare și nu s-a rugat. Și acel cutare a ajuns foarte rău. Au fost cazuri în care chiar a murit. Și după aceea, remușcări, regrete, vai de ce nu m-am rugat, vai de ce n-am ascultat. Sunt cazuri în care Dumnezeu ne coboară la izvorul smereniei și trimite peste noi un duh de recunoaștere, un duh de pocăință, un duh de rugăciune, fraților și surori. Știți ce mă mir? Întâlnesc oameni care vin și spun, eu am făcut cu tare lucru, dar inima mea nu mă mustră pentru ceea ce am făcut, înseamnă că sunt foarte ok înaintea lui Dumnezeu. Nu cred. Spune Apostolul Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Este o iminență în dreptul nostru pe care o pronunță Duhul lui Dumnezeu în forul interior, în inima noastră și spune, hai la rugăciune, hai că vreau să-ți ascult simțurile tale spirituale. Și eu zic nu, și poi mâine nu, și răspoi mâine nu, și în altă zi nu. Și imediat în interiorul meu, cugetul meu începe să scadă în intensitatea lui, a recunoaște vocea lui Dumnezeu, rămâne undeva Dumnezeu pe loc secund și la un moment dat când Dumnezeu vrea să-mi vorbească, nu mai are cui să-i vorbească. În viața apostolului Pavel, cu cât a strălucit mai mult vocea lui Hristos, vocea lui Dumnezeu, cu cât lumina s-a aprins mai tare și a strălucit mai tare în inima lui, cu atât mai rău și mai păcătos s-a văzut. În 1 Corinteni, capitolul 15, se compară cu toți apostolii și zice, eu sunt cel mai neînsemnat dintre ei. În Efeseni, cu câțiva ani mai târziu, scrie epistola, se compară cu sfinții și el zice, nu, sunt cel mai mic dintre sfinți.
Se duce mai departe și înainte să fie decapitat și să sfințească securea călăului sau sabia lui, a venit Duhul Sfânt într-o intensitate mult mai mare peste el și l-a cercetat. Vedeți ce înseamnă darul însetării? Asta înseamnă un izvor să vină și să tot curgă prin tine, că eu nu sunt o baltă, nu sunt un recipient, frate și soră. Vorbeam într-o zi cu un frate din Olanda, un frate pastor, un frate bătrân, și meditam la imaginea aceea frumoasă din viața Sfântului Augustin, în care el tot se gândea ce înseamnă Dumnezeu, cum este Dumnezeu, ce definiție să-i dau lui Dumnezeu. Probabil scria lucrarea de Trinitate și încerca să pătrundă Trinitatea și a ajuns pe țărmul mării și un copil era acolo cu o găletuță și-a făcut o groapă și lua apă din mare și încerca să o pună în groapă și l-a întrebat Sfântul Augustin, dar ce faci măi aici? Zice, vreau să iau toată marea și să o bag în groapa mea. Și imediat a venit gândul la el, la Augustin, și a zis, oare nu așa încerci și tu să faci cu Dumnezeu, să-l introduci în groapa ta de aici? Și a înțeles. Și eu discutam cu fratele ăsta și spuneam, frate, eu știi ce aș fi făcut în locul lui Augustin? Aș fi luat așa, la nivel fictiv, găleata aia și aș fi aruncat-o în apă, să intre apa în ea și așa. Zice, eu aș fi făcut mai mult, eu îi scoteam fundul la găleată, să intre apele prin mine și să curgă prin mine izvoarele. Zice el, asta aș fi făcut. Ăsta e un om prin care curge Dumnezeu, curge seva lui Dumnezeu. Și nu este numai un recipient în care vine puterea lui Dumnezeu și rămâne acolo pentru că se împuțește balta aceea. În momentul în care în inima mea este un izvor, Dumnezeu îmi dă tot învățături noi, spune cartea Proverbe. Îmi dă cântări noi noaptea, îmi dă îndemnuri noi. Mă pune să fac ceva nou ce n-am mai făcut, dar lucruri bune, nu lucruri rele. Nu să mă dau un spectacol. Ori, fraților și surori, este un dar al iminenței, este urgent, era ultima zi, era ziua cea mare și Iisus se ridică în picioare, al doilea lucru de aici din textul nostru. În paranteza cu apostolul Pavel, când a ajuns să fie decapitat, s-a comparat cu toți păcătoșii și a zis, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune, Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi e Nero, nu? Nero, nu, sunt eu. Vedeți? Lumina strălucea tot mai mult, a curs tot mai mult puterea lui Dumnezeu, înseta tot mai mult după Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, îți dăruiesc mai mult. Și a mers la Dumnezeu exact la cununa. A zis, știu că mă așteaptă cununa. Dar de ce? Îl cunoștea așa de bine pe Dumnezeu încât nu se îndoia de lucrul ăsta. Merge mai departe. Darul importanței. Al doilea lucru de aici. Darul tânjirii după Dumnezeu, al însetării după Dumnezeu. În primul rând, spuneam, este al urgenței. În al doilea rând, este al importanței. Iisus a stat în picioare și a strigat. Uite ce important era lucrul care el urma să-l spună. Frate și soră, ține cont de lucrul acesta. Martin Luther spunea, am atâtea lucruri de făcut astăzi încât trebuie să mă rog 2 ore. Pentru noi așa, o butadă, un citat. Dar e ceva foarte important, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune în lucrurile alea care trebuie să le faci, dexteritate mâinilor tale, putere trupului tău, stai înaintea lui Dumnezeu, pentru că e mai important să stai înaintea lui Dumnezeu decât înaintea oamenilor. Marele om al lui Dumnezeu din secolul trecut, Tozer, a fost chemat la o conferință și l-așteptau toți să vorbească, omul ăsta care scrie cărți și care știe atâtea lucruri și stă în prezența lui Dumnezeu. Când să vorbească, ia-l de unde nu-i. Și l-au căutat, nu l-au găsit, măi, disperați, cântau acolo tinerii, nu știau ce se întâmplă. La urmă au zis, mă, ceva s-a întâmplat cu el, hai, predică tu, frate, cu tare. L-a pus pe unul să predice. La finalul conferinței apare Tozer cu fața strălucitoare, zice, am fost la altă conferință în pădure. S-a dus să-l întâlnească pe Dumnezeu. Fraților și surori, uite ce important este să-L cauți pe Domnul. Și atunci când Domnul îți dă un fior în inimă, când îți dă un dor după El, când te pune Domnul pe genunchi, stai pe genunchi și nu te cronometra.
Și nici măcar nu te uita în momentul când te pui pe genunchi la cât te-ai pus ca să te lauzi la alții cât te-ai rugat. Nu fă lucrurile astea, că Dumnezeu nu o să mai vină a doua oară la tine. Fii foarte atent, e așa de important să însetezi după Dumnezeu, încât firul ăsta roșu străbate întreagă Scriptura. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, spunea psalmistul. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Fugea de Saul în pustie, n-avea apă să bea și-o trebuie la un moment dat vitejii lui să aducă apă dintr-un izvor pe care până la urmă n-a băut-o. Și totuși el a zis, sufletul meu însetează după Dumnezeu mai mult decât toate lucrurile din lumea asta. Fiul lui Core, și cântăm noi cântarea cu cerbul, nu? O cântăm și ne place. Fiul lui Core, din experiența inimilor, a însetării inimilor, au pus pe altarul lui Dumnezeu psalmul acela minunat, în care spun, precum cerbul dorește izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. E așa de important să însetăm după Dumnezeu, fraților și surori, încât dacă în ultima vreme Dumnezeu nu ni s-a descoperit, trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă cu noi. Era o cântare când eram copil, pe care o cântau bătrânii și spunea, harul tău doresc, după el adestânjesc, sunt o floare ce mă ofilesc. Nu sunt cercetat și mă simt îngrijorat, oare nu sunt cumva lepădat? Și bătrânii cântau cântări frumoase, cântări care vorbeau despre importanța acestei experiențe cu Dumnezeu. Și cântăm și noi, cum dorește un cerb, și frumoasă cântarea. Dar mai cântăm de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, și inima și sufletul și fața mi se întoarse. Iisus, Iisus, noi te așteptăm, cum crini așteaptă rouă, privind spre ceruri te chemăm cu mâinile amândouă. Și însetăm, fraților, după Domnul, și bine ar fi să ne dăruiască Domnul tuturora din locul acesta sete după El și foame după El. E așa de important să înțelegem lucrul acesta. Când eram copil, cântau frații o cântare cu o imagine foarte sugestivă. Mi-e dor de veșnicie ca ranei de balsam și în inima în pustie vreau pacea ta s-o am. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plecă și toate trec în zbor. Departe în zări pe-a veșniciei mări, cu barca vieții vreau să mă predau. Erau cântări izvorâte din dorul după Domnul, fraților și surori. Și așa de important dorul acesta, și noi mai cântăm câteodată cântarea mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Așteaptă al nostru suflet Iisus să-L vadă fața și cântare frumoasă. Dar ce bine ar fi ca Domnul să ne dea tuturora din locul acesta darul însetării după Dumnezeu. E așa de important și Domnul să ne cerceteze pe fiecare. Fraților și surori, am aici o foicică pe care am scris că îmi place câteodată când găsesc oameni însetați după Domnul. Ascultați ce a zis un om al lui Dumnezeu în primele secole ale creștinismului, cred că e secolul 4. Prea înaltule, prea milostive, prea dreptule, prea ascunsule, prea prezentule, prea frumosule și prea puternice, statornic și de necuprins, neschimbător, dar schimbând toate, niciodată nou, niciodată vechi, le noiești pe toate, iubești și nu te aprinzi, ești gelos și ești în siguranță, îți pare rău și nu suferi, te mâni și ești liniștit, îți schimbi lucrurile, dar nu planul, primești ceea ce descoperi și n-ai pierdut niciodată, niciodată nu ești lipsit și te bucuri de câștiguri, niciodată nu ești avar și ceri dobândă, ți se dă pe deasupra ca să fii datornic și cine are ceva să nu fie al tău? Cine-mi va da să mă odihnesc în tine? Cine-mi va da ca să vii în inima mea și să o îmbeți, ca să uit de relele mele și să îmbrățișez singurul meu bun pe tine, Dumnezeule? Spune sufletului meu, sunt mântuirea ta, voi alerga după acea voce și te voi prinde, nu ascunde de mine fața ta, să mor ca să nu mor, ca să te văd pe tine. Uite ce cuvinte bogate. Un alt om al lui Dumnezeu din secolul XI
Doamne, plină de amar mie inima în pustia mea, îndulcește-o cu mângâierea ta. Învață-mă să te caut și arată-te căutătorului, căci nu te pot căuta de nu mă înveți și nici nu te pot găsi dacă nu mi te arăți. Te-aș căuta dorindu-te, te-aș dori căutându-te, te-aș găsi iubind și te-aș iubi găsind. Eu, Doamne, nu țintesc la pătrunde înălțimea ta, fiindcă niciun fel nu alături ei pe aceea minții mele, însă doresc să înțeleg adevărul tău pe care inima mea îl crede și îl iubește. Căci eu nu caut să înțeleg spre a crede, ci cred ca să înțeleg. Și chiar aceasta cred, că necrezând, n-aș înțelege. Observați, sunt oameni care l-au căutat pe Domnul în dorul și în dorința inimilor și au considerat că așa de importantă este prezența și părtășia cu Domnul, încât au renunțat la orice altceva în favoarea ei. Al treilea lucru din textul acesta, 37 la 39, darul tânjirii, al însetării după Dumnezeu, este un dar al implicării, fraților și surori, e al implicării. Iisus a zis, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. N-a zis Hristos, vin eu și dau să bea, nu, să vină, să se implice. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dumnezeu l-a creat pe om cu voință liberă. Omul poate alege să-l caute sau să nu-l caute pe Domnul. Și Domnul a pus în fața lor condiționalul: dacă însetează cineva. Tu trebuie să conștientizezi că ești însetat după Domnul. Tu trebuie să alegi să-l cauți pe Domnul. Și abia după ce tu ai conștientizat și ai ales să-l cauți pe Domnul, vine Domnul și zice, eu sunt, îmi vei zice, Doamne, și eu îți zic, iată-mă. Este un dar al implicării. Trebuie să ne implicăm și noi, fraților și surori. Foarte important acest principiu. Am întâlnit tineri care mergeau la stărința după Duhul Sfânt și spuneau, dacă Domnul vrea să mă boteze, îs aici. Și stătea și se gândea la altceva. Fii liniștit. Bolovanul stă în mijlocul apei sute de ani și în mijlocul lui tot uscat. Așa poți sta tu în casa lui Dumnezeu sute de zile și să fii tot uscat. Dacă vrei ca dumnezeirea și puterea lui Dumnezeu să intre în tine, să te schimbe, deschide-ți inima, lărgește-ți inima. Cum a zis apostolul Pavel corintenilor, de multe ori, așa cum Pavel avea în raportul lui cu corintenii problema asta a inimii înguste, strâmte. Știți cum e inima noastră, fraților și surori? Ca și recipientele astea de parfum, picură din ele, numai așa. Dar și când vrei să introduci în ele, tot prin picurare poți să introduci. Foarte greu intră ceva înăuntru. Și noi stăm înaintea lui Dumnezeu și măi, vedem pe toți că se bucură. De ce nu mă bucur eu? Dar ce-i cu mine? Dar ce se întâmplă? Auzi, scoate dopul și lasă să torne Dumnezeu acolo. Dă capacul la o parte și lasă-L pe Dumnezeu. Fă ceva! Fă ceva! Ce n-ai mai făcut? Că atunci Dumnezeu vine și face mai mult decât cer sau gândești tu. Uite ce important este, trebuie să ne implicăm. O zis Domnul clar. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Samson a însetat și a strigat și Dumnezeu i-a dat apă. Poporul în pustie a însetat, Dumnezeu i-a dat apă. Agar a însetat, s-a rugat, Dumnezeu le-a dat apă. De-a lungul istoriei, femeia de la fântână a însetat, Dumnezeu i-a dăruit, dar fiecare dintre ei a făcut ceva. Samson a strigat și a zis, Doamne, să pierd eu de mâna neteaților împrejur, dă-mi apă că mor. Poporul în pustie a strigat, chiar dacă la Moise și nu la Domnul, dar a strigat. Au strigat oamenii lui Dumnezeu, femeia la fântână a zis, Doamne, dă-mi această apă. Fiecare s-a implicat și Domnul zice că atunci când eu vreau să însetez și să tânjesc după Dumnezeu, eu trebuie să mă implic. Dacă Hristos Domnul s-a dus și s-a botezat și eu stau deoparte, să vină Dumnezeu în vis și să-mi spună, du-te, botează-te. Păi da, mi-au zis în Scriptură deja de chestia asta, la ce să mai stau să-mi vorbească mie personal Domnul? Poate Dumnezeu să-mi vorbească prin Scriptură și mi-a vorbit și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că Dumnezeu a vorbit lumii odată pentru totdeauna în Hristos și nu mai are altceva ce să-i spună, lumii.
Că în biserică are Dumnezeu daruri ale Duhului Sfânt, asta e altă problemă. Astea sunt pentru zidirea și sfătuirea bisericii, dar lumii a vorbit prin prorocul Scripturii, prin Hristos. Și nu mai are altceva ce să-i spună lumii Dumnezeu. Și Domnul vine prin Hristos și zice, ia și tu itinerariul meu. Că am pornit de la Betleem, de la smerenie, smerește-te și tu. Am ajuns și eu la botez, la Iordan, du-te și tu la botez. Am fost plin de Duhul Sfânt și de putere, stăruiește să fii și tu plin. Am ajuns în Ghețiman, du-te, agonizează, mijlocește pentru alții. M-am suit pe cruce, fii pregătit pentru amândouă. Mi-a plăcut imaginea asta care era gravată undeva și biblică, profund biblică. Oamenii nu-și dau seama. Bă, ce imagine! O gravură de undeva din Evul Mediu, în care era un bou înaintea unui plug și înaintea unui altar. Și artistul inspirat din Scriptură, cred 100%, că Evul Mediu a fost plin de Scriptură, a scris acolo, pregătit pentru amândouă. E imagine biblică, fraților și surori. Vitele care au fost luate din țara filistenilor au lucrat, au tras din greu în jug. Și când au ajuns în poporul Israel, în loc să fie felicitate, au fost puse pe altar. Așa ar trebui să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat în viața lui Elisei. Vitele cu care el ara au fost puse pe altar și Elisei l-a urmat pe Ilie. Așa ar trebui să fie un slujitor al lui Dumnezeu. A pronunțat-o Hristos Domnul, după ce ați făcut toate aceste lucruri, mergem și tragem greu în jugul Evangheliei. Și nu ușor, fraților și surori. Este câteodată când mergem în misiune și când venim acasă 3-4 zile, o săptămână, nu mai suntem în stare de nimic, pentru că Evanghelia cere sacrificiu și de multe ori trebuie să pui și ce n-ai, să-ți pui viața în joc și să meargă carul Evangheliei înainte. Dar după ce vin acasă, să-mi zică Domnul, pregătește-te de altar, că poate ori veni și te ori prinde, te ori băga la închisoare și te execută. Și eu, Doamne, dar nu-i corect. Nu-i corect după mintea mea, dar nu-i principiu biblic. Pentru că, fraților și surori, de când a apărut reforma în Europa, ne-am dezvoltat o gândire a Evangheliei prosperității. Da, să știți lucrul ăsta. A început capitalismul în America, s-a extins peste Europa și din momentul acela ne-am dezvoltat o gândire falsă, profund nebiblică. Dacă eu îl slujesc pe Dumnezeu, nu trebuie să fiu bolnav. Unde scrie? Prorocul Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. De ce nu l-a vindecat Dumnezeu? De ce Trofim îi lăsat bolnav în Milet? De ce Pavel are probleme cu ochii sau cu altceva? Nu știu, are un țepuș în carne. De ce Timotei are probleme cu stomacul? De ce oamenii lui Dumnezeu trec prin încercări? Dacă citim două liste ale lui Pavel din 2 Corinteni, capitolul 6 și încă una, și vedem prin câte a trecut, ăla nu a fost omul lui Dumnezeu. Cum să fie, domnule, după Evanghelia asta noastră, fără capitole și fără versete? Cum să fie ăla omul lui Dumnezeu când uite cât a suferit? Fraților și surori, pregătit pentru amândouă. Și la baza acestei învățături stă principiul sacrificiului, principiul implicării. Dacă vrei să însetezi după Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu. Nu o să te găsească Dumnezeu în fața ziarului, dacă tu toată ziua îți umpli mintea cu gunoaie, în fața internetului, dacă mintea ta se supra-saturează de lucruri murdare. Nu o să vină Dumnezeu, pentru că tu ai ridicat zidul între tine și El și strigi din spatele zidului, Doamne, vii, dărâm zidul, și Domnul zice, dă-l tu jos. Oprește-te, dacă postești, postește de la privire, de la a privi, de la a asculta, de la a citi lucruri murdare. Eu am fost robit, fraților și surori, când eram copil, de patima cititului. Citeam nopți în șir și primeam bătăi crunte de la părinți să nu mai citesc, dar nu puteam să nu citesc. Citeam. La un moment dat vroiam să mă boteze Domnul cu Duhul Sfânt, dar prin lecturile mele am ajuns să nu mai cred deloc în Dumnezeu. Povești, ce scrie în Biblie, povești, dă-le pace. Și mai degrabă credeam povestea cu Ileana Cosânzeana și alte prostii. Alea le credeam, dar Biblia nu, mai degrabă alea. Până într-o zi în care un om al lui Dumnezeu m-a luat deoparte și m-a întrebat, citești Biblia?
mai mult decât alte cărți. Și am zis, nu, că îmi place mai mult să citesc în altele Biblie, o citesc pe fugă, să-mi fac o datorie morală așa față de părinți, de biserică și de conștiința mea și mă duc la altele. Și au zis, nu am ziua în care vei citi Biblia mai mult decât alte lecturi, atunci Dumnezeu ți se va revela. Și mi-a vorbit Dumnezeu prin omul acela. Că a venit o zi în care a trebuit să mărturisesc înaintea lui Dumnezeu patima aceea care era pentru mine ca un drog, așa cum alții trag țigară sau alcool, eu citeam, nu puteam, tremuram, fraților și surori, tot tremuram de dorul de a citi. Și în momentul în care Domnul a venit la o rugăciune, m-a eliberat, am mărturisit în fața tuturor, m-a eliberat de patima aceea, am simțit cum coboară în mine o putere de sus și o prezență divină. Mi-a dat poftă de Scriptură, de a citi Scriptura, poftă să-L caut pe Dumnezeu. Am început să însetez și eu și să cunosc ce înseamnă să-L găsești pe Dumnezeu în odăiță. Asta s-a întâmplat în viața mea și mărturisesc lucrul acesta. Ori Domnul zice, trebuie să te implici și tu, citește mai mult, informează-te mai mult. Ce te informează? Te formează, frate. Dacă tu bagi gunoaie în minte, o să ajungi un om al gunoaielor. Dacă tu în inima ta aduni lucruri bune, o să devii un om cu o visterie bună a inimii, plină de lucrurile lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul zice, implică-te. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, eu nu pot să beau o travă și după aia să mă duc să beau apă. Zice Domnul, încetează cu o travă, îți dau apă și asta te vindecă în interior. Și apoi merge Domnul și spune că mai este și un dar al abundenței. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și iar acest zice Scriptura se leagă tot de învățătura Bibliei. Fraților și surori, este de dorit. Să însetezi după Dumnezeu și să vină Dumnezeu să-ți dăruiască ce n-ai avut niciodată. Toma d'Aquino, dacă luați și citiți ce-o scris el, a încercat să-l împace pe Aristotel și filozofia antică cu creștinismul și cu teologia din timpul lui. Și a făcut tot felul de țesături așa între... Acum se editează volumul al doilea, că s-a scos primul și al treilea și au mii de pagini. Sunt acolo mii de pagini din suma teologiei lui Toma d'Aquino. Și el a scris multe și lucruri grele, că trebuie să te chinui să înțelegi ce-o tot vrut. Era deprins să aibă o logică foarte bună, bine pusă la punct. Și nu înțelegi, da? Sunt și perle pe acolo, mai extragi câte ceva, uite ce-o zis. La finalul vieții, când se ducea într-o călătorie, l-a surprins moartea pe drum. Dar cu câtva timp înainte, el a început să-L caute pe Domnul în odăiță. După ce a început să agonizeze după Domnul și Domnul a venit și a vorbit într-un mod profund, a zis, tot ce am scris până aici e foc de paie, spaie, trebuie aruncate pe foc. Eu acum cunosc cu adevărat cine este Dumnezeu, nu mai încerc să-L găsesc cu intelectul meu, știu cine este Dumnezeu. Francis d'Assisi, un alt om mare al lui Dumnezeu, omul ăsta, gândiți-vă, cine ar face ce a făcut el? Era fiul unui negustor bogat, l-a cercetat Dumnezeu așa de tare încât toți banii care avea i-a dat la săraci, inclusiv hainele care le avea pe el, le-a luat și a îmbrăcat pe un cerșetor și i-a luat la ăla o haină găurită. Și când s-a dus acasă și taică s-a văzut, vai ce ai făcut, m-ai dezonorat, unde ți-i măcar haina aia, măcar onoarea aia că ai o haină frumoasă care era a mea? Și a zis, da, era a ta, poftim zdreanța asta, numai asta o mai am. Și a plecat și l-a căutat pe Domnul. Și după ani de zile de căutare a lui Dumnezeu, de agonizare, de însetare după Dumnezeu, a ajuns într-o așa criză încât îl căuta pe Domnul și zicea, Doamne, ești real sau nu ești? Te rog, vorbește-mi, te rog, spune-mi, Tu m-ai chemat la pocăință, Tu m-ai chemat la mântuire, spune-mi ce-i cu mine, ce-i cu viitorul meu, o să ajung într-o zi mântuit. Și s-a revelat Domnul într-o așa mare profunzime, undeva într-o peșteră, încât atunci când a ieșit de acolo, a ieșit cu o cântare pe buze. Duhul Sfânt a venit peste el și l-a inspirat și a compus cântecul fratelui Soare. Și se uită pe cer și zice, soarele mi frate, stelele mi surori. Se uită pe pământ, zice, moartea mi soră, că asta mă duce la Hristos. Toate lucrurile le-a schimbat părtășia și prezența lui Dumnezeu uluitoare în viața lui. Uite, așa se întâmplă cu un om care îl găsește și îl descoperă
descoperă pe Dumnezeu. Dumnezeu descoperă, schimbă toate lucrurile în viața lui. Samuel Cervic, un om al lui Dumnezeu din secolul trecut, spunea că într-o zi a vorbit Dumnezeu printr-un curcubeu care a coborât peste o cetate care era în ruină. Și curcubeul ăsta a strălucit așa de tare peste cetatea aceea, încât toată cetatea strălucea înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, așa schimbă prezența Harului lui Dumnezeu o ruină, o viață în ruină. Și se bucura omul ăsta. Samuel Rutherford, un om al lui Dumnezeu, un puritan din secolul 17, a fost luat de autorități după ce au murit copiii și soția și a fost dus în exil. Și era în temniță, era în închisoare și se ruga. Și spune el la un moment dat, așa a strălucit de tare prezența lui Dumnezeu în jurul meu, încât pietrele din pereții închisorii au început să strălucească precum nestematele și mă bucuram de strălucirea lui Dumnezeu. Un alt om al lui Dumnezeu care la un moment dat a fost lovit de Domnul cu o bubărea din cap până în picioare ca și Iov, curgea din el puroiul și infecția și s-au dus prietenii la el, așa se uitau la el și stăteau deoparte, vai, te-o pedepsi Dumnezeu? Zice, nu, el era așa de bucuros, haideți să vedeți nestematele cu care m-am podobit iubitul meu din ceruri. Și era așa de bucuros, dar asta nu poate face nimeni decât prezența lui Dumnezeu. Am întâlnit un frate într-o zi care era bolnav de cancer și spunea că a fost disperat înaintea Domnului, nu mai știa ce să facă. Până într-o zi în care s-a rugat și Domnul i-a vorbit în mod special și a zis așa, Doamne, dacă nu mă mai las în pace cancerul acesta, îl las aici pe pământ și vin la tine. Deja s-a desprins total de lumea asta, inclusiv de trup și de cancerul care era în trup. Și am auzit pe altul odată care a folosit o expresie, un joc de cuvinte. Fraților, zice, eu am cancer, dar de când a venit Domnul și s-a implicat în viața mea, este ca în cer, cancer. Ca în cer, un joc de cuvinte frumos, care l-a dăruit Dumnezeu ca să-l mângâie. Fraților și surori, atât am vrut să vă aduc din merindia mea săracă, din Scriptură, un dar al însetării după Domnul. Să nu credeți că eu gata, l-am găsit pe Domnul, însetez după Domnul. Și de multe ori, fraților și surori, de multe ori vine și se duce. Și-l cauți un an și sunt doi și sunt trei de când îl tot cauți pe Domnul. Și mergi și încerci într-o parte și încerci în alta și până la urmă Domnul vine. S-a întâmplat cu un om al lui Dumnezeu din Rusia. Câțiva ani de zile nu l-a găsit pe Dumnezeu și era așa de ispitit și a auzit într-o zi o voce. Rămâi în iad și nu dispera. Și a rămas în iad. În iadul acela al negăsirii lui Dumnezeu. Și într-o zi tot l-a găsit pe Dumnezeu. Pentru că așa se întâmplă. E o căutare a dorului. Dacă mai avem un prea iubit în cer, dacă mai avem un mire acolo, dincolo de zări, dacă mai avem pe cineva care ne iubește și dacă noi îl iubim, acesta este testul. Vom înseta după prezența și după părtășia lui. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.